Bună ziua! Bine ați venit la Școala Gimnazială Specială Dej. Astăzi, 26 februarie, sărbătorim Ziua Porților Deschise, a doua ediție, și am dorit ca în acest an, această activitate, să o desfășurăm alături de expoziția de mărțișoare, expoziție de mărțișoare care este fostul târg al mărțișorului pe care îl organizam anual în față la Centrul Cultural Arta, împreună cu prietena mea Anca Păltinian și cu sprijinul domnului primar inginer Morar Costan. Am gândit o activitate diferită pentru ca să oferim prilejul elevilor și profesorilor din comunitatea de Jeană să vină la noi școală să vadă ce activități desfășurăm noi aici. Și încă un motiv este faptul că în anul 2015 am avut o serie de investiții aici la noi în școală, investiții importante, pe lângă faptul că am obținut titlul de școală europeană ca prima școală din Dej. Am reușit să intrăm într-un proiect împreună cu reprezentanții Consiliului Județean Cluj, un proiect numit O lume nouă, veselă pentru fiecare copil cu nevoi speciale, un proiect care a însemnat pentru școala noastră o dotare a unei camere pentru terapiile pentru copiii cu diferite deficiențe. Este vorba despre camera senzorială pe care puțin mai târziu o să o vizităm împreună. Această activitate în cadrul proiectului a fost însoțită și de altele, împreună cu doamnele și specialiștii de la Fundația Estuar, care au reușit să ajungă din Cluj aici, le văd. Și am mai desfășurat activități de pregătire pentru cadrele didactice și de educație pentru sănătate pentru elevi. Un alt punct ar fi vizitarea atelierului gastronomic, care este realizat de către școala noastră, o dotare pentru elevii cu nevoi speciale în vederea dezvoltării autonomiei în ceea ce privește activitatea de gătit, servirea unei mese, și se desfășoară în cadrul programului de după amiază din școală și înseamnă terapie ocupațională. Și vom finaliza această activitate de astăzi cu vizitarea expoziției de mărțișoare, unde sunt mărțișoare handmade și produse realizate de către elevi din școlile de jene și din școlile din comunele limitrofe. Vă mulțumesc o dată foarte mult pentru participare. Doresc să le mulțumesc foarte mult prietenii mele, Anca Păltinian, domnului primar, tuturor celor care m-au ajutat în această activitate, domnilor directori de la școli care s-au implicat, profesorilor, elevilor și nu în ultimul rând, colegelor mele de aici, de la școala gimnazială specială de aici. Acum vreau să-l invit pe domnul primar să-mi spună și despre câteva cuvinte. Stimați invitați, stimate cadre didactice, dragi elevi, părinți și stimați reprezentanți ai presei. Mă bucur că ați participăm împreună la expoziția Târgul Mărțișorului la Școala Gimnazială Specială și doresc cu această ocazie să felicit conducerea școlii, cadre didactice, pentru contribuția care au avut-o ani de zile alături de Anca Păltinianu pentru cele patru manifestări dedicate acestui târg. Deci la Târgul Mărțișorului a devenit o tradiție la nivelul municipiului Dej. Vă felicit pe toți cei care sunteți implicați și evident că Mărțișorul simbolizează primăvara, simbolizează frumosul, simbolizează renașterea naturii. Vă doresc tuturor o zi frumoasă și o primăvară frumoasă. Vă mulțumesc! Un proiect la care lucrăm în acest moment cu Școala Gimnazială Specială Dej. Proiectul se numește O lume nouă, veselă pentru fiecare copil cu nevoi speciale. A fost inițiat de Consiliul Județean Cluj și împreună cu fundația noastră, Fundația Estuar, iar unul dintre beneficiarii acestui proiect este chiar Școala Gimnazială Specială Dej. Scopul acestui proiect este de a oferi o viață mai bună copilor cu nevoi speciale, iar activitățile incluse în acest proiect sunt activități de educație pentru sănătate, pentru acești copii. Au fost și câteva excursii organizate cu copiii și
parte pe care o considerăm noi cea mai importantă este camera multisenzorială. O astfel de cameră a fost, așa cum spunea și doamna director, implementată și în școala aceasta. O să aveți ocazia să o vedeți și eventual să și încercați dotări sau aparate, dacă doriți. Scopul acestei camere este de a implementa terapia Snuzzeline, adică o terapie multisenzorială pentru copii cu diverse dizabilități. La nivel fizic, emoțional, cognitiv și comportamental. Acolo este și expoziția de mărțișoare. O să plecăm acolo spre cameră. Piscina cu miluțe care îi sunt preferat copiilor. Un salon, o seră antisenzorial, care îți toate sune, cu putințe legative, clopoței, cu materiale, cu să exploreze care schimbă culorile și este confecționat dintr-un material care nu se rupe, care se nu poate noda, nu conduce curentul, nici căldura. Asta este un panou de motricitate mare, unde copiii trebuie să fie atenți atât la forme cât și la culori. Și, asta este un panou interactiv cu sunete și lumini, care răspunde la sunetele emise din cameră și la sunetele din microfon. Le place copiilor să și acesta e Thank you.